Bun găsit! Astăzi vom explora trecutul comunității evreiești din Cluj-Napoca. Vom afla istoria templului memorial al deportaților de pe strada Horea, dar și povestea singurului evreu din orașul nostru, care s-a născut într-un lagăr de concentrare din Ucraina. Povestea de viață a lui Andrei Klein pare un scenariu de film. Clujanul a văzut lumina zilei într-un spațiu de detenție în care sângele evreilor băltea pe pământ, foametea ucidea ca un asasin în serie, iar bătăile și umilințele se țineau lanț. Dar în ciuda acestor condiții vitrege, familia Klein a ținut aprinsă candela speranței și a iubirii. Părinții mei în 1940 au părăsit Clujul, s-au stabilit pe o scurtă perioadă în București, într-o perioadă în care în București legionarii au început să maltrateze instituții și persoane de origine evreiască. Întâmplarea a făcut că au întâlnit un prieten care i-a spus să meargă în Vatra Dornei. Au mers în Vatra Dornei, soarta i-a urmărit. Din Vatra Dornei, guvernul Anton Ercen i-a deportat în lagărul din Mogilev, Podor, Ucraina. În 1942, eu m-am născut acolo, am subliniat eu, pentru că cunoaștem, în mod general, numai 4 copii născuți și rămași în viață. Deci suntem, din cunoștințele noastre, celor 4 și oficialități până acum, suntem 4 care am rămas în viață. Era un lagăr a cărui poveste, foarte pe scurt, e greu de povestit, dar se poate asemăna cu lista lui Schindler, pentru că în acest lagăr s-a înființat un grup mare de deportați care, prin munca lor, au reușit să rămână în viață. Descrieți-ne puțin condițiile în care o mamă evreică trebuia să-și crească copilul în lagăr. Eu amintiri proprii nu am. Ceea ce vă pot spune e poate puțin general. În acest lagăr condițiile erau inumane. Nu se poate asemăna, pentru că unii fac asemănări, nu se poate asemăna cu condițiile din Auschwitz. Deci oamenii erau împușcați, înmormântați sau nu, nu erau arși. Deci, în esență, ceea ce vede lumea cel mai tragic ar fi arderea oamenilor în Auschwitz. Ori nu, pentru că chiar dacă nu numim acest lagăr un lagăr al morții, dar oameni mureau cu sutele din diferite condiții. Exact ce ați întrebat, condiții inumane, fără hrană, fără medicamente. În perioada când eu m-am născut, și e o minune că am rămas în viață și eu și alți copii, era pandemie de tifos, care aducea circa 30 de copii morți zilnic din tot lagărul. Mâncare nu era. Părinții mei au trăit într-o cameră foarte mică cu încă o familie. Bărbatul din familia respectivă, un domn pe numele Gottlieb L.M.L., era cel care noaptea, mai ales noaptea, mergea în grădinile ucrainienilor și folosesc cuvântul fura, pentru că asta e cuvântul fura, de acolo diferite lucruri cu care ne puteam hrăni. Mama nu avea lapte. Primul suc pe care i-a dat copilului, care sunt eu acum, au fost suc stors din coază de cartofi. Coază de cartofi adunat tot de acest lot liber din gunoaiele unor cantine. Pe urmă, din grădinile ucrainenilor aduceau sfecla de zahăr. Pot să spun că în loc de lapte de mamă am gustat din delicateța de sfecla de zahăr. Deci cam asta erau alimentele. Trebuie să amintesc aici grupul de muncitori aleși trăiau separat de restul grupului care era în ghetto. Au avut privilegiul să stea în apropierea unei uzine, au avut privilegiul prin acest domn care a organizat să aibă o cantină. Vă dați seama, folosesc cuvântul cantină, dar vă dați seama că mâncarea, ce fel de mâncare putea să fie, dar totuși a fost, și primeau ceva medicamente. Deci, un privilegiu destul de mult. Trebuie să spun numele acestui domn, care de fapt și el era deportat, Iagendorf, care rămâne în istoria noastră și nu numai a noastră, ca un personaj care a salvat prin aceste acțiuni de muncă circa 10.000 de evrei din lagărul Mogilev. Vorbim de lagărul din Mogilev. La vârsta de 2 ani s-a eliberat lagărul. Când eu am avut 2 ani, în 1944, tatăl meu fiind oarecum în forțe, împreună cu alți deportați, cam tot la fel ca și dânții, au fost duși pe frontul rusesc. Rușii credeau că au acest drept, adică din lagăr să ajungă pe front, nu cu arme, trebuie să subliniez, ci pentru munci de război. În 1945 ne-am întors în Cluj cu mama mea. Din păcate, familia ei, în majoritate, nu s-a întors din Auschwitz. Precum știți, din Cluj au fost deportați circa 16.000 de evrei, plus încă cu aproximație 2.000 din împrejurimile Clujului. În total s-au întors, din cunoștințele mele, circa 1.000. De-a lungul timpului, evreii au contribuit enorm la dezvoltarea orașului. Organizau evenimente culturale, făceau afaceri, scriau cărți și se implicau în politică. Comunitatea avea propriul ziar politic numit Noul Est. În 1918, toamna anului, a apărut în Cluj primul ziar evreiesc, ționist, care s-a numit Uikarat. Era în limba maghiară. Ziarul acesta a fost un mare sprijin pentru evreii clujeni. Vorbesc de origine maghiară, evrei maghiari, care erau într-un număr mai mare în Cluj în acea vreme. Ziarul acesta a funcționat nestingerit până în 1940. În 1940, autoritățile hortiste intrate în Cluj au suspendat activitatea. În 1945-46, cu aproximație, deci după război, fostul redactor șef care avea drepturi în acest ziar a mutat ziarul în Israel. Ce teme aborda ziarul în general? Toate temele interesante pentru locuitorii orașului, inclusiv teme și în majoritate teme care interesează comunitatea evreiască, teme ționiste despre rabini, despre personaje importante în istoria evreime, anunțuri, reclame, un ziar foarte interesant. Eu, spre norocul meu, am reușit să achiziționez acum mulți ani câteva exemplare pe care le dețin în colecția mea de iudaica. Ca să continue, în 1945, cu aproximație, redactorul șef a înființat același ziar în Israel. Ziarul acesta a funcționat tipărit până în 2016. Din cauza scăderii cititorilor în limba maghiară, nu se mai tipărește, dar se găsește și azi publicat pe internet. E interesant, legat de istoria evreimii și legat de istoria Clujului. Mai avem documente care justifică activitatea, justifică și arată activitatea populației evreiești în perioada 1920 plus. Se dona bani pentru cumpărarea de terenuri în viitoarea, cu speranță, în viitoarea țară care astăzi există, se numește Israel. În afară de asta, în Cluj au fost asociații sportive evreiești, Hagibor, de exemplu, a cărui document arăt. În general, sunt documente legate de sportul românesc, maghiar, din orașul Cluj. Și Asociația Sportivă Evrească, deci ce sport practica? Povestiți-ne puțin mai mult. În afară de tenis, fotbal, foarte multe sporturi care chiar au avut un interes foarte mare. A fost și marele campion român, evreu, Panet, care au avut activitate în această organizație. Evreii fac parte din istoria Clujului de peste 500 de ani. Primii reprezentanți ai acestei etnii au ajuns în cetatea veche în secolul al XVI-lea. Este o istorie extrem de densă, istoria acestei etnii, care și-a pus în adevăratul sens al cuvântului amprenta pe orașul nostru. De primul evreu care a stat în Cluj știm că se numea Deutsch Löbel, dar nu a stat mult pentru că fiica sa la un moment dat a fost obligată să se creștineze la ritul catolic, iar magazinul său a fost închis. De ce? Pentru că în Imperiul Habsburgii și apoi în Ungaria funcționa o lege care nu permitea evreilor să se așeze în oraș. De aceea primii evrei din această zonă a orașului nostru s-au stabilit în Mănășturi, unde aveau o casă de rugăciune numită Beth. Mai târziu au închiriat un teren de la Biserica Evanghelică Luterană, unde este astăzi liceul Mihai Eminescu. În 1818, dar tot o casă de rugăciuni, deci nu era la un nivel înalt de sinagogă. Prima sinagogă a evreilor din Cluj s-a realizat în 1851, datorită faptului că în Marele Principat al Transilvaniei legal s-a permis așezarea lor în oraș. Locul, sinagogă de piatră, este pe strada Paris. Sigur, lângă mai există cantina evreilor, ce a mai rămas și ea încă este funcționabilă. În ceea ce privește această locație în care suntem noi acum, trebuie să specificăm faptul că între 1868-1869 a avut loc un congres al evreilor la Pesta și a avut loc o schismă, o ruptură între evrei ortodoxi, atenție să nu confundăm cu confesiunea ortodoxă din cadrul religiei creștine, evrei ortodoxi erau evrei care țineau morțiși la respectarea ad literam a legii iudaice și iudeii liberal, să-i spunem așa, cu vederi moderne, numit neologi. Această sinagogă, care s-a realizat în anul 1886-1887, Este o sinagogă neologă a evreilor cu idei novatoare, nu cei conservatori. A fost sfințită la 26 octombrie 1886 de un rabin din Arad, Shando Rosenberg. Firmele constructoare au fost două. Firma fraților Horvat și firma lui Remenyik Sándor, o importantă firmă de construcții și antreprenoriat din acea perioadă a Clujului de sfârșit de secol XIX. Deci această biserică, sau pardon, scuzați, sinagogă neologă are o vechime considerabilă. Sigur, actualmente nu mai putem numi sinagogă neologă, pentru că dacă sunt 300 de evrei în Cluj și ea actualmente, fiind și în renovare, dar este deschisă numai la marile sărbători. Ceea ce mai putem spune că este realizată într-un stil oriental, vedem pe cele 4 turnuri, unde vedem și cele 2 table de regi primite pe muntele Sinai de către Moise, iar deasupra, pe un fond albastru, este scris în ebraică, și acum traduc, din Vechiul Testament, scrie: să îmi fie făcut un loc sfânt, așa voi fi mereu în mijlocul vostru. Asta este scris în limba ebraică. Biserica are o serie de plăci comemorative, pentru că actualmente ea se numește Templul Deportaților Evrei. Asta e titulatura, deoarece în anul 1944, între 27 mai și 9 iunie, au avut loc 6 transporturi ale evreilor din Cluj la Auschwitz, deci Holocaustul din Cluj îl putem numi, care s-a realizat în timpul autorităților hortiste maghiare cu colaborarea serviciilor secrete germane, pentru că din 27 martie 1944 ele erau prezente în Cluj. Și în perioada interbelică Clujul avea aproape 18.000 de evrei. Ei au fost duși în 6 transporturi, cum am spus înainte. Acest fapt este relevat și pe unul dintre pereții clădirii Gării clujene, în care se arată, pus în 2014, acea plachetă a fost pusă în 2014, unde se arată acest genocid al populației evreiești. Ne referim acum la Cluj. Dintre ei, dacă s-au întors 1000, și ăsta este motivul care dă aspectul acestei biserici cu o serie de plăci comemorative. Sinagogă, de fapt, vine din limba greacă și înseamnă loc de întrunire. Loc de întrunire, bineînțeles, de ce vine din limba greacă? Pentru că foarte multe traduceri, chiar Septuaginta Bibliei, a fost făcută în limba greacă în timpul lui Ptolemeu al II-lea. Biblia, evreii o numesc Tanah. Ei nu numesc Vechiul Testament. Deci la ei există numai Tanach și Pentateuhul, care este Tora. De ce am amintit aceste lucruri? Pentru că în interiorul bisericii ele sunt prezente, Tora 5 suluri, în altarul care este încadrat cu 2, cum să zic, piese din marmură neagră, în care iară sunt înscrise cuvinte comemorative, esența: nu vă vom uita. Se referă tot la frații evreilor care au fost uciși cu bestialitate în lagărele de concentrare naziste. Biserica are și vitralii. Da, vitralii, are steaua lui David, un lucru esențial în religia iudaică, cu 6 colțuri. Ea reprezintă legătura poporului lui Israel cu Iacve și a lui Iacve cu poporul Israel, și de asemenea cele 6 colțuri reprezintă cele 6 zile când Dumnezeu a făurit lumea. Se mai numește și scutul lui David, Magen David în limba ebraică. Pentru evrei clujeni, credința monoteistă, tradițiile vechi, Tora, templul și lăcașele de cult cu steaua lui David sunt sfinte. De-a lungul timpului, comunitatea a avut 5 sinagogi și 40 de case particulare de rugăciuni. Astăzi, evrei din Cluj, majoritatea vârstnici, se întâlnesc într-o clădire mică numită Cortul lui Moise. Suntem în fața casei comunității evreilor din Cluj, de la numărul 25, de pe strada actuală a Tipografiei, se mai spunea și strada Săpunului. Ea este o casă realizată între 1883-1892, de fapt pe pereții exteriori ai casei sunt înscriși și anii. Tot în zona aceasta, dar ceva mai înspre direcția vest, avem locașul de cult, care este astăzi exercitat de către evreii care sunt în Cluj. De ce îl folosesc acesta? Datorită faptului că din punct de vedere economic este mult mai util, pentru că sinagoga imprimă cheltuieli mai mari. Acest loc, care este la numărul 16 pe strada David Francis, mă refer la casa unde se exercită cultul iudaic, s-a numit în traducere românească Cortul lui Moise, deci Oșel Moje se numea această casă de rugăciuni. Era o casă de rugăciuni care făcea parte din un segment al cultului iudaic, un segment, să spunem, ultra-ortodox, care, ortodox, încă o dată explic, să nu confundăm cu religia creștină și confesiunea ortodoxă, ci care respecta întocmai regulile iudaice. Toată această zonă a pieței Mihai Viteazu era împânzită de case evreiești, fie că erau negustori, fie că erau meșteșugari sau de diverse alte ocupații. De altfel, și zona din spatele actualei piaței Mihai Viteazu existau foarte multe case de evrei. A nu uita, repet încă o dată, în perioada interbelică erau 18.000 de evrei în orașul nostru. Sigur că ei aveau diverse meserii, existau și evrei bogați, dar a nu uita o mare figură a acestei etnii care a pus amprenta Clujului de astăzi, mă refer din punct de vedere al construcției, a fost David Sebeșten, sau Șebeșten, că său se pronunță și, numele său era Smil, a fost născut la Cuzdrioara în 1885, a fost un autodidact, a început ca pietrar, șef de echipă și până la urmă a cumpărat o carieră la Podeni și de la această carieră a devenit unul dintre cei mai mari antreprenori acestei zone și nu numai acestei zone, și a fost un furnizor de piatră și pentru Ungaria, pentru Budapesta. Țin să amintesc că Parlamentul din Budapesta, casa de judecătorie și alte instituții importante din Budapesta sunt făcute sau construite din pietre provenite de la Podeni. În Cluj are așa Palatul Șebeșten, unde este astăzi librarium Universității, actuala clădire a Băncii Naționale, clădirea hotelului Astoria, clădirea de centru a Universității Babeș-Bolyai, clădirea Facultății de Chimie, clădirea de pe partea de sud a străzii Bariciu a Universității Tehnice și multe alte clădiri care sunt realizate de firma de construcții acestui, hai să-i spunem între ghilimele, faraon al construcțiilor Clujului. El, la un moment dat, un tip foarte inteligent, va fuziona cu firma lui Shando Remenyik și vor controla tot acest sector al construcțiilor imobiliare din Cluj. Ceea ce vreau să mai... Asta este unul dintre personajele reprezentative ale evreimii din Cluj. Un alt personaj important a fost celebrul regizor, actor, scenograf Ienu Ianovici, care pune bazele cinematografiei din Cluj. Un alt reprezentant de seamă a fost Farkas Panet, un multiplu campion european și mondial al tenisului de masă, care a avut o viață extrem de, să-i spunem, dificilă. El a fost de 3 ori evadat de la Auschwitz, din sânul familiei sale a fost singurul supraviețuitor. Apoi un sculptor celebru, Anton Ercen, care a proiectat și monumentul din Parcul Caragiale, realizat în 2014 de către arhitectul Milișan și de către sculptorul Tibor Coloji. Pe urmă, un profesor chiar de-al meu de istorie, Samuel Goldenberg, care are o carte extrem de bună despre Clujul secolelor 15-16, și lista este mult mai lungă, dar timpul nu ne permite să enumerăm personalitățile etniei evreiești care și-au pus amprenta asupra vieții Clujului, culturale, economice, și e bine de știut acest lucru. În perioada interbelică, unul din 6 clujeni era evreu. Astăzi, sporul de populație iudaică a scăzut drastic. Ultimul bar mitzvah, așa numitul majorat la împlinirea vârstei de 13 ani, a avut loc în 2015 și nunțile sunt o floare rară pentru evreii clujeni. Ultima cununie, în templul de pe strada Horea, s-a ținut în 2005. În momentul de față, comunitatea evreilor din Cluj are 413 membri cotizanți, ceea ce nu înseamnă că atâția evrei sunt. Sunt familii de evrei unde soțul sau soția nu sunt evrei, dar sunt inscriși în comunitate, s-au inscris, s-au acceptat să fie membri ai comunității și astfel se consideră membrii comunității. Dacă vrem să numărăm sau să scoatem într-un fel oarecare evreii propriu-zis, și atunci aș putea spune orientativ 180-190 de evrei de religie și nație. Despre obiceiurile evreiești, între timp, noi avem și o casă de rugăciune. Aici ținem rugăciunile de vineri, seara și sâmbătă, în principiu, și toate sărbătorile care au evrei, sărbătorile mari. Descrieți-ne puțin ce se întâmplă la o sărbătoare a evreilor sau de sabat. De sabat, așteptarea sabatului este o rugăciune și o pregătire pentru o odihnă totală și după intrarea în sabat se face o masă festivă în general la familiile evreiești, ori acasă, ori la sinagogă sau la casa de rugăciune. Din ce este alcătuit meniul? Mâncarea trebuie să fie koșer, adică curată? Pe meniu se variază, deci nu este un meniu anume ce se poate mânca. Bineînțeles că este koșer. Acest lucru este foarte strict definit. Este prea complicat ca să vă exprim acum. Înseamnă curat din punct de vedere a Torei, koșerul. Nu se poate mânca o serie de mâncăruri, de exemplu, carnea de porc. Unele pești, foarte puține, în principiu pești se poate mânca, fructele se pot mânca, zarzavaturi se pot mânca, deci problema cea mare este cu carnea să fie kasher. Atunci e kasher când rabinul acceptă și pune aviz favorabil pe carnea respectivă. Pâinea trebuie să fie dospită sau nedospită? Pâinea este simplă, care mâncăm sau mănâncă toată lumea, numai atâta diferență e că nu e voie să fie copt și pregătit într-un cuptor unde au fost gătite și alte feluri de brânzet, cu brânzeturi, cu carne sau așa ceva. Comunitatea evreilor este o comunitate mică relativ aici la Cluj, dar trebuie să vă spun că este a 4-a ca mărime în țară, după București, Oradea, Timișoara, Iași. Comunitatea noastră are o activitate destul de largă. Accentul este pe îngrijirea celor supraviețuitori ai Holocaustului, ceea ce înseamnă că cei care s-au născut înainte de 45 9 mai, ei au îngrijiri și medicale și sociale și primesc o serie de ajutoare din partea Climbs Conference prin București, prin Federație și prin DASM. Este direcția care se ocupă cu vârstnicii care au nevoie de asemenea ajutoare. Bineînțeles că ajutoarele sunt categorizate pe baza nevoilor și posibilităților materiale a supraviețuitorilor. Câți supraviețuitori sunt? 63 în Cluj, în momentul de față. Bineînțeles că numărul lor, din păcate, scade exponențial. Dar vă amintesc că avem și un supraviețuitor de 104 ani. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.